Și după ce v-am arătat în jurnalul de astăzi multe lucruri care fie nu ne fac cinste, fie ar mai trebui corectate, fie ar mai trebui gândite puțin, aș vrea să ne amintim că, de fapt, noi chiar ne iubim țara. Și nu doar de 1 decembrie când ne amintim de fasolea cu ciolan, dar și atunci când vedem români buni care prin inteligența și munca lor aduc lucruri bune în România sau oriunde în lume. Despre românii aceștia merită să vorbim în fiecare zi, nu doar de Ziua Națională. Iar acum nici nu este greu să facem asta, este suficient să fredonăm cea mai nouă piesă a trupei Voltaj din toată inima. Despre această piesă și minunatul videoclip povestim acum cu Călin Goia. Bineînțeles, bine ai venit! Bine v-am găsit! Piesele acestea, ca piesa din toată inima, sunt pe val în noiembrie-decembrie. Voi văd că le-ați adus chiar acum în august. Timp. E foarte bine că ați făcut asta. No. Noi după ce ne-am întors de la Eurovision am fost așa încărcați de mândria că am reprezentat România și conștienți de faptul că trebuie să promovăm oamenii frumoși din România, locurile frumoase din România, pentru că avem o grămadă. Și cred că noi trebuie să devenim noi înșine mândri de faptul că suntem români, ca să-i facem și pe alții să ne respecte și să ne privească puțin altfel. V-ați simțit diferit atunci când, alături de numele Voltaj, voi cu numele ăsta sunteți în suflet de atâția ani de zile, dar v-ați simțit diferit când s-a spus Voltaj România? Nici măcar nu s-a spus Voltaj, dar s-a spus România, adică era peste tot, era România, România și noi ne simțeam că foarte bine că reprezentăm România. Îți dai seama câtă presiune este și pentru sportiv, de multe ori m-am gândit. Exact, exact. Și noi stăteam acolo și știam, mai ales în seara finale, că o țară întreagă e cu sufletul lângă noi și am primit și multe mesaje și e o presiune mare. În videoclipul pe care voi l-ați filmat, dar și în acest proiect al vostru de promovare a României, ca să zic așa, mai degrabă de mândrie de român, ați adus și personalități din sport, dar și alți români pe care noi cunoaștem și care ne sunt foarte dragi și care duc România pe buzele tuturor într-un mod pozitiv în lume. Pe ei da, cum i-ați convins să vină alături de voi? Cred că n-a fost greu. Sunt niște oameni superbi și o să încep cu Ivan Pațaichin, care a fost, ne-a impresionat prin modestie și prin l-am chinuit săracul acolo în Delta. Pe urmă, Andrei Roșu e primul român, că l-a văd acum în imagine, primul român care a traversat canalul Mâneci în Noci, e și maratonist, a alergat maratoane pe 7 continente. Oameni poate mai puțin mediatizați, dar care fac cinste României. Un pilot de raliu, Adrian Teslovan, care suntem și prieteni. Și mulți alții care și-au adus aportul benevol, fără să ne ceară bani, entuziasmați de ideea asta de a arăta părțile frumoase ale României. Alături de proiectul vostru au venit și The Brothers M, cei cu care ați făcut videoclipul. Echipa sunt doi frați tineri, extrem de entuziasmi și extrem de talentați. Noi suntem foarte încântați. Într-adevăr, cred că e cel mai muncit videoclip al nostru. S-au filmat 6 zile, am filmat la 4 concerte. Sunt multe imagini care nu au încăput în... Oricum, melodia e lungită puțin în partea ca ei video, ca să putem să încadrăm aceste imagini și ne-am hotărât să facem tot la ideea The Brothers M, să facem o variantă extinsă în care să îi prezentăm și mai în detaliu pe cei care au jucat în videoclip și să încapă și acele multe imagini. Ne-am filmat și la podul de la Cernavod, am filmat... Unde putem să vedem varianta extinsă? Acum lucrăm la ea, deci va apărea probabil că într-o săptămână, două, o să pe canalul nostru de YouTube o să apară și varianta extinsă. Noi am stat știind ce s-a filmat, ziceam, dar n-a apărut cadrul ăla. Deci știu, dar nu pot să apară toate. Este spectaculos videoclipul. Știți cum e? Am văzut noi multe filme de prezentare cu România turistică, România pitorească, nu știu ce, cred că videoclipul vostru bate multe astfel de filme de prezentare care au avut ca scop exact ăsta. Las modestia la o parte și zic că da. Da, și așa e. Acord cu mine, nu? Este spectaculos, nu-i cunosc pe acești doi băieți, dar au făcut o treabă extraordinară și cred că și din punct de vedere tehnic a fost acolo muncă, pentru că videoclipuri da, mai vedem, dar acestea sunt videoclip muncit. E un videoclip foarte muncit și din punct de vedere tehnic au solicitant și din punct de vedere uman și din punct de vedere al timpului pe care trebuie să-l alocăm. Tocmai de asta noi când am lansat piesa am lansat-o cu un lyric video care tot așa are niște imagini foarte frumoase din filmul Transylvania Dragon, regizat de Sabin Dorhoi, același care a regizat filmul Calea Dunării, imagini folosite de noi în piesa de la capăt, așadar o continuare a colaborării cu el. Apropo de campania de la capăt, noi o continuăm, pentru că acest turneu din toată inima pe care l-am pornit deja în țară, mâine suntem, de exemplu, la Târgu Mureș și așteptăm pe toți cei din Târgu Mureș la concertul nostru. Acest turneu se va încheia la Sala Palatului în 16 octombrie cu un concert, eveniment, cu o producție spectaculoasă și
spectaculos din toate punctele de vedere, pentru că vom cânta alături de o orchestră formată din 45 de oameni. Ați mai făcut voi asta vreodată? N-am făcut niciodată, suntem foarte încântați și abia așteptăm. Abia așteptăm să avem, să vedem reacțiile fanilor noștri auzind piese vechi, bine cunoscute sau piese noi cântate cu orchestră, pentru că sonoritatea se schimbă. Sună foarte diferit, da. Ar trebui să încercați, mai ales cei care sunteți fan Voltaj încă de la început, ar trebui să încercați să mergeți la acest concert, să vedeți cât de... Neapărat. Și încă un lucru în plus, că vorbeam de continuarea campaniei de la capăt, toate încasările, pentru că am avut un partener puternic și un sponsor puternic, toate încasările obținute la acest bilet le vom dona unor organizații care se ocupă de copii aflați în dificultate. Deci sunt 4 organizații care vor beneficia de banii din încasările acestui concert. Da, e foarte important. E foarte bine când filmele private vin ele să susțină astfel de mersuri artistice. Dar ei au susțin producția, iar noi nu vrem să câștigăm vreun ban, vrem ca banii care se strâng din bilete, pentru că e normal ca spectator să participe la un eveniment de asemenea învergură, să plătești un bilet. Bileturile nu sunt mari, sunt 40 și 60 de lei, sunt doar două categorii. Și toți banii până la ultimul vor fi donați. E practic un concert de binefacere și un concert care finalizează un turneu prin țară, numit din toată inima. Despre turneu, până să ajungem să vorbim despre concert, noi o să mai vorbim aici la Observator despre concertul din octombrie al trupei Voltaj, pentru că sunt multe de spus. Va fi o producție specială și pentru ei, dar și pentru public. Hai să vorbim puțin despre turneu. Unde pot vedea cei care se uită acum la noi să vadă și ei programul vostru, cam pe unde mergeți? Pe pagina noastră de Facebook, în general, sunt foarte bine informați și pe site-ul nostru, www.voltaj.ro. Pot să le și amintesc, în mâine suntem la Târgu Mureș, în 12 suntem la Botoșani, în 26 suntem la Sibiu și în 16 octombrie vom fi la București, la Sala Palatului. Așadar, doamnelor și domnilor, Călin Goia și Voltaj, bineînțeles, ne dăruiesc așa, din toată inima, noul lor single cu un videoclip spectaculos, dar și un turneu prin țară. Urmăriți pe pagina de Facebook să vedeți când ajunge Voltaj în orașul dumneavoastră, iar în octombrie, surpriza cea mare la București. Abia aștept să vă văd la Sala Palatului. Vom vorbi despre asta încă mai aproape. Mulțumesc, Călin, că ai trecut la noi astăzi. Mulțumesc! Și eu mulțumesc.